Consiliul Suprem de Securitate s-a convocat în ședință. Unul din subiectele discutate se referă la securitate alimentară a țării în anul curent. Șeful statului a declarat că nu există motive de îngrijorare la acest capitol. Chiar dacă seceta a afectat simțitor culturile agricole, există anumite rezerve. Situația creată se va răsfrânge asupra exporturilor mai mult, spune Dodon. În anul agricol 2020, practic avem o secetă care nu am mai avut-o în Republica Moldova de mulți ani. Depunerile atmosferice au constituit doar 30-60% din media multianuală. În zona de nord a țării 30-80, în zona de centru și sud de la 0 până la 30%. De ce v-am dat aceste date? Pentru că să cunoașteți că practic zona de sud și zona de centru au fost afectate cel mai mult. La această etapă sunt recoltate 440.000 de tone de grâu în Republica Moldova. Anul trecut a fost aproximativ 1.000.000 de tone. Securitatea alimentară a țării este 360.000 de tone. Ceea ce putem constata că securitatea alimentară a Republicii Moldova, țin cont chiar de situația dificilă din acest an, este asigurată complet. În afară de aceasta, vreau să menționez că în rezerva de stat, la moment, avem 51.000 de tone suplimentar grâu din roada anilor precedenți. Potrivit lui Dodon, zonele de sud și centru au fost afectate cel mai mult de condițiile meteo nefavorabile. Recolta grupei 1, orzul grâul Rapița Mazărea, este la nivel de 45-50% față de anii precedenți, spune șeful statului. Totodată, din pomii fructiferi, cel mai mult de înghețuri au fost afectate caisele, persicii, mierele. Demnitarul a declarat că guvernul a pregătit un set de măsuri de susținere a agricultorilor, fiind solicitată inclusiv asistență financiară din exterior. În primul rând vreau să menționez că în acest an fondul total de susținere a agriculturii este de 1.100.000.000 de lei. Pentru comparație, anul trecut au fost puțin peste 900 milioane. Noi deja suntem cu 200 milioane în creștere, bani alocați de la bugetul de stat față de anul precedent. În afară de aceasta, noi am discutat astăzi detaliat cu colegii de la guvern și vor fi alocate suplimentar circa 300.000.000 de lei. Este vorba de mijloace care au fost depistate pe intern. După cum cunoașteți, noi ne-am adresat partenerilor externi, eu am avut discuții cu conducerea Federației Ruse, sperăm să obținem un suport în formă de motorină pentru agricultorii care au fost cel mai mult afectați. După cum cunoașteți, am decis să ne adresăm pentru un suport, un credit special la Banca Mondială. Eu înțeleg poziția și greutățile prin care trec agricultorii. Înțeleg foarte bine. Dar blocarea străzilor și încercarea de a merge pe discuții politice, de la aceasta bani mai mulți în buget nu vor apărea. Noi deja am acordat practic maximul ce am putut. Noi nu putem stopa în salariile, pensiile, să acoperim pierderile în agricultură. Președintele a mai anunțat că va fi deschis un cont special pentru donații destinate sectorului agricol.